Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. M-am hotărât ca în această ediție, în acest video, să dezlușim cumva răspunsul la întrebarea de ce ne îmbolnăvim din punct de vedere energetic. Ei bine, se spune că prin boală ni se arată că nu învățăm anumite lecții. Boala nu este altceva decât un dezechilibru energetic netratat la timp. Cauzalitatea bolilor fizice întotdeauna vine dintr-un dezechilibru energetic. De aceea întotdeauna vă spun și vă rog să aveți grijă de energia voastră, de vibrația voastră. Vibrația, dacă vreți să o asociați cu ceva mult mai simplu, este ca un sistem imunitar. În momentul în care vibrația energetică este crescută, atunci toți pereții noștri de protecție, toate câmpurile noastre energetice, nu vor permite unor entități de boală să intre în corpul nostru. De aceea vibrația trebuie să fie întotdeauna cât mai ridicată pentru a ne proteja de tot ceea ce înseamnă rău. Asta când vorbim despre entitățile de boală care pot veni din exterior, pentru că atunci când vibrație joasă, atunci când suntem într-un nucleu energetic negativ, atragem precum un magnet tot felul de entități negative, implicit aceste entități de boală. Boala în sine nu este altceva decât o energie, iar această energie poate fi atrasă de noi prin această vibrație joasă, dar în primul și în primul rând prin gândirea noastră. Nu există boală pe care să nu ne-o provocăm noi singuri. Uneori suntem foarte mâhniți și vorbim cu divinitatea și ne certăm cu divinitatea spunând că boala respectivă este o pedeapsă, că ne-a fost trimisă acea boală. Dar de fapt să știți că bolile niciodată nu prea fac parte din destin, ci fac parte din ceea ce noi alegem să atragem în viața noastră. Este foarte important să înțelegem că de fiecare dată când emitem un gând, așa cum v-am spus în enumerate rânduri, emitem o energie. Iar acea energie, dacă este de vibrație joasă, gândul este un gând negativ, va atrage mai devreme sau mai târziu în corpul nostru energetic diverse probleme, diverse entități care ne pot dezechilibra. În momentul în care te dezechilibrezi din punct de vedere energetic, apar acele nuclee mici de boală care, bineînțeles, în timp încep să se mărească. Spre exemplu, dacă nu vorbim, nu spunem ceea ce avem de spus sau o spunem într-un mod în care rănim pe cei din jur, ne va fi afectată chakra gâtului. Chakra care este direct legată de glanda tiroidă. Asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu vom dezvolta anumite dezechilibre pe glanda tiroidă. Toate emoțiile negative, cum ar fi frică, teamă, rușine, nervozitate excesivă, o anxietate permanentă, toate se duc în stomac și ajung să ne afecteze foarte mult organele interne, ficat, pancreas, bilă, rinichi, stomac și tot așa. Mai mult de atât, durerile de spate sunt sau deformările coloanei vin de obicei dintr-o greutate foarte mare pe care o ducem cu noi. Asta însemnând că fie ascundem ceva, fie ne ascundem extrem de mult, fie este vorba despre prelorile pe care le facem de la alții, pentru că le luăm tuturor problemele în spatele nostru, uitând de noi. Și aici cumva are legătură și cu stima de sine, cu iubirea de sine. În momentul în care tu nu trăiești niciodată pentru tine și trăiești doar pentru cei din jur, vei ajunge, bineînțeles, să dezvolți aceste probleme de spate, mai ales în zona cervicală și a umerilor, da? Simți că te apasă ceva. Ei bine, aia nu este altceva decât un bagaj energetic negativ pe care tu l-ai preluat. Nu poți avea niciodată un corp sănătos dacă ai o gândire negativă. Nu poți niciodată să te vindeci de o boală dacă nu conștientizezi că mintea trebuie să fie cel mai bun prieten al tău, și mă refer la gândirea pozitivă,
De foarte multe ori ajungem să dezvoltăm anumite boli în corp, da? Dar în 80% din cazuri, frica, panica pe care o manifestăm față de acea boală la nivel psihic va acutiza și va crea cumva condițiile propice ca acea boală să avanseze și să se agraveze din ce în ce mai mult. În momentul în care tu vrei să lupți cu orice fel de boală ai avea, psihicul tău trebuie să fie foarte ridicat. Trebuie să înțelegi că mintea ta poate face minuni. Că tu, așa cum te-a lăsat divinitatea, ai această capacitate extraordinară de a te vindeca. Dacă tu în momentul în care ai fost diagnosticat cu ceva, te gândești doar am să mor, starea mea se va agrava, îmi va fi foarte rău, cu cine rămân copiii mei, cu cine rămâne familia mea, cine le ajută pe Cutărescu și tot așa, nu faci altceva decât să aduni în câmpul tău de energie valuri, valuri, valuri peste valuri de energie negativă. Energie care va hrăni acea entitate de boală care tocmai cu asta se hrănește, cu frică, cu depresie, cu anxietate, cu temeri excesive. O persoană negativistă întotdeauna își setează în minte anumite boli. Aici putem să, nu doar negativistă, putem să discutăm și despre persoane ipohondre, care vorbind atât de mult despre boli și somatizând atât de mult tot felul de simptome care pot duce la niște diagnostice foarte urâte, nu fac altceva decât să deschidă larg ușa entităților de boală și să le creeze mediul propice de creștere. Așadar, noi de fiecare dată când întâmpinăm anumite probleme de sănătate, trebuie să ne focusăm foarte mult pe autovindecare, pentru că suntem capabili de acest lucru. Și autovindecarea nu vine din alt loc decât din mintea noastră. Mai simplu spus, gândirea pozitivă. Eu pot să lupt cu această boală, eu aleg să elimin această entitate de boală din corpul meu, eu sunt mai puternic decât această boală și tot așa. Fie că folosiți mantre, fie că folosiți puterea imaginației și vă imaginați că, nu știu, dacă aveți, Doamne ferește, o tumoră, spre exemplu, vă imaginați zilnic cum cu lumina care iese din palmă sau efectiv vă închipuiți acea tumoră învăluită în lumină și care se micșorează din ce în ce mai mult, voi de fapt puneți corpul vostru la treabă. Pentru că nu există om lăsat pe pământ de Dumnezeu care să nu aibă o capacitate de vindecare foarte mare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să combinăm și cu medicina normală, bineînțeles, dar asta ajută mai mult. Procesul de vindecare poate fi mult mai scurt, poți ajunge chiar la o vindecare totală sau, de ce nu, la o stagnare. Dar clar, calitatea vieții tale se va îmbunătăți considerabil dacă tu alegi să elimini toate gândurile negative. Lipsa de iubire pe care o manifestăm față de noi înșine și față de toți cei din jurul nostru va face ca și corpul nostru să cedeze. Corpul nostru energetic și corpul nostru fizic trebuie să fie iubite, trebuie să le oferim iubire, trebuie să le oferim respect. Este ca și cum ai avea o floare într-un ghiveci, este frumoasă, dar tu nu o uzi. La un moment dat se va usca. Noi trebuie să udăm cu iubire propriile noastre corpuri fizice și energetice pentru a fi tot timpul în putere, a fi tot timpul viguroase și a fi ferite de orice tip de boală. Starea noastră interioară întotdeauna se va reflecta la exterior. Dacă alegem să stăm în perioade de depresie foarte lungi, în perioade de frici foarte lungi, în perioade de anxietăți foarte lungi, din nou vom ajunge la o degradare și o îmbătrânire a corpului energetic și celui fizic, permițând apariția a tot felul de boli. Din nou, grijă foarte mare. Tot ceea ce este aici, tot ceea ce simțim aici, gândim aici, se va reflecta asupra corpului nostru mai devreme sau mai târziu. La fel ca și temerile. Dacă teama ta cea mai mare este să nu faci o anumită boală și te gândești cu teamă tot timpul la acel lucru și ok, spui nu vreau să fac acea boală, dar tu o atragi cumva în viața ta prin această frică, alimentezi această frică foarte mult,
cu siguranță că vei ajunge să dezvolți acel lucru. Știți cum se spune? De ceea ce ți-e frică nu scapi în viață și cam așa este. Doar că explicația simplă energetică este faptul că tu dai foarte multă putere acelui lucru negativ, iar acel lucru negativ nu înțelege altceva decât că îl chem la tine. Nu că ți este teamă de el, pentru că atunci când există teamă la tine și el este ceva negativ, vei atrage fix ca un magnet acea boală asupra ta. Nu trebuie să privim bolile neapărat sau afecțiunile fizice, să le spunem așa, ca niște pedepse sau ca niște ghinioane. Că nu este vorba despre asta. Este vorba fie despre a învăța ceva, e un semnal de alarmă că ceva nu facem bine în viața noastră, da? Fie că avem niște tipare negative implementate de care trebuie să scăpăm. Niciodată nu poți să tratezi doar corpul fizic dacă tu nu te ocupi și de corpul tău energetic. Având în vedere că tot ceea ce ne înconjoară este energie, că noi înșine suntem energie, de acolo pornește tot. Dacă ceva nu funcționează bine acolo, înseamnă că mai vreme sau mai târziu va ajunge și la noi. Gândiți-vă că aveți o mașină, da, performantă, nu puteți să umblați, să zicem, sub capotă, da, pentru că este capsulată, dar acolo o piesă foarte mică nu este strânsă foarte bine. Încet, încet, acea piesă va ceda, care este o piesă foarte mică, pentru că tu nu ai controlat și nu ai strâns-o la timp, iar întreaga mașină nu va mai porni, nu va mai funcționa. Fix același lucru este și cu corpul nostru. Atâta vreme cât ne concentrăm doar pe ceea ce nu avem, pe gândire negativă, atunci când toată viața noastră se învârte în jurul fricilor, nemulțumirilor, urii față de ceilalți, atunci vom atrage. Deci am spus mai devreme iubirea față de noi și față de alții. Pentru că iubirea este soluția universală și extrem de simplă și la îndemână de vindecare. Atunci când iubești, transmiți gânduri bune. Atunci când judeci, când ești rău, când vrei să faci rău, transmiți energie negativă care va veni în câmpurile tale înapoi, poate de 10 ori mai puternică. Totul ține de noi în ceea ce privește corpul nostru fizic și corpul nostru energetic. Avem aceste capacități extraordinare de autovindecare și indiferent în ce moment greu ne aflăm în viață, trebuie să nu uităm că orice gând negativ va acutiza acea boală și că orice comportament pozitiv și gândire pozitivă va ajuta. Sunt foarte multe categorii de oameni pe care îi puteți vedea și voi poate în jurul vostru. Unii care se îmbolnăvesc și gândesc extrem de negativ, ca și cum totul s-a terminat și lucrurile nu vor mai continua, dar cumva și-au pus deja cruce, iar alții care au putere să lupte și să spună că ei sunt sănătoși, că trec peste asta, că au tot ce le trebuie să facă acest lucru și se vor vindeca mult mai repede, vor face progrese mult mai mari decât o persoană care alege să rămână negativ. Așadar, totul stă în mâinile voastre. Important este să înțelegeți că fără o putere mentală, fără o conștientizare a propriei forțe și ai da un boost foarte mare prin gânduri pozitive, prin energie pozitivă, nu va funcționa. Nimic, absolut nimic în viața asta nu va funcționa așa cum trebuie, atâta vreme cât tu alegi să rămâi în negativ. Sper că a fost de folos și acest video. Dacă v-a plăcut, am să rog să dați un share și, bineînțeles, un subscribe canalului de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți. La revedere!